Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună albă ca zăpada, o prăjitură a copilăriei noastre, foarte cremoasă, fragedă și extrem de delicioasă. Ingrediente. Pentru foi vom avea nevoie de 10 linguri de lapte, 10 linguri de zahăr, 10 linguri de ulei, 2 ouă, o linguriță rasă de amoniac, un praf de sare și făină cât cuprinde. Pentru cremă vom avea nevoie de 1 litru de lapte, 8 linguri de făină, sucul de la o jumătate de lămâie, 6 linguri de zahăr, un pachet de unt, coaja de la o lămâie și o esență de vanilie. Pentru prepararea foilor, voi pune într-un bol ouăle, peste ouă voi pune zahărul, laptele și uleiul și cu ajutorul unui tel voi amesteca bine totul. Voi bate foarte bine toate ingredientele cu telul, astfel încât zahărul să fie cât mai bine topit. Am bătut foarte bine toate ingredientele. Voi pune acum sarea și o voi amesteca și pe ea. Acum voi lua amoniacul și îl voi stinge cu puțină zeamă de lămâie. Bineînțeles că îl puteți stinge și cu puțin oțet. Și îl voi pune și pe el peste ingrediente. Îl voi amesteca și pe el, foarte puțin. Voi adăuga acum și făina. Voi pune cât o lingură. Mă voi ajuta în primul rând de un tel, apoi îl voi schimba cu mâna, pentru că vreau să formez un aluat. Prima dată pun cu lingura, cât o lingură de făină, pe care o încorporez în toate aceste ingrediente lichide. Apoi mă voi ajuta de mâini pentru a omogeniza foarte bine aluatul. La început v-am spus că avem nevoie de făină cât cuprinde. Eu am aici 1 kg de făină și am făcut asta pentru a vă ajuta pe voi, pentru că eu voi pune făină cât cuprinde, apoi voi măsura restul făinii rămase și vă voi da cantitatea aproximativă de făină de care aveți nevoie. Deja vedeți că începe să se îngroașe. Pentru că nu mă mai descurc foarte bine cu telul, am să-l curăț. Și voi începe să amestec cu mâna. Voi mai pune făină, bineînțeles, pentru că mai trebuie. Și cu mâna voi amesteca pentru a incorpora foarte, foarte bine făina și pentru a obține un aluat omogen, nici prea tare, nici prea moale. Continui să pun făină. Am format un aluat omogen, nici prea tare, nici prea moale, dar care nu se mai lipește de mâini. Am să-l scot din bol și am să-l frământ puțin pentru a vedea dacă mai are nevoie de puțină făină. Aluatul este bun, după cum vedeți și voi, el este încă moale, dar suficient de tare încât să nu se lipească deloc pe mâini. Am să-l formez într-o bilă și am să-l las să se odihnească pentru o jumătate de oră. Am lăsat aluatul să se odihnească o jumătate de oră. Între timp am cântărit și făina și eu am folosit 550 de grame de făină. Deci aveți nevoie între 500 și 550 de grame de făină în funcție de ouă și în funcție de făina pe care o folosiți. Voi lua acum aluatul pentru că vreau să-l împart în trei bucăți relativ egale. Pentru a face bucățile cât mai egale, le puteți cântări aluatul și puteți împărți în trei pe cântar pentru a avea exact aceeași cantitate de aluat pentru fiecare bucată în parte. Am să formez fiecare bucată într-o bilă. Am împărțit aluatul în trei părți egale. Eu le-am și cântărit pentru a fi sigur că fiecare bilă are aceeași greutate cu cealaltă. Voi lua o bilă pe care o voi pune pe o foaie de copt. Am să o aplatizez puțin cu mâna pentru că vreau să-i dau o formă pătrată sau cât de cât pătrată.
pentru că vreau să întind această bilă de aluat într-o formă dreptunghiulară, pentru că vom coace aceste foi pe spatele unei tăvi dreptunghiulare. Apoi, cu ajutorul unui făcăleț, voi întinde. Am pus și puțină făină pe făcăleț și un pic pe aluat. Și am să încep să întind. Ușor, voi mișca și foaia. Am întins aluatul într-o foaie foarte subțire. O puteți vedea și aici cât de subțire este. Am pus special o foaie de copt de desubt pentru a fi foarte ușor de transportat. O voi lua acum această foaie și o voi pune pe fundul unei tăvi. Și cu ajutorul unei furculițe voi face mici înțepături pentru a nu permite aluatului să se umple în cuptor. Voi da acum această foaie la cuptor pentru 15 minute la foc mic, până când foaia începe să se întărească și rămâne totuși destul de albă la suprafață. Trebuie să se coloreze destul de puțin. Voi face același lucru și cu celelalte două foi pentru a avea în total 3 foi gata coapte. Am copt cele 3 foi, le-am lăsat 15 minute la foc mic până când s-au colorat frumos deasupra și nu-mi rămâne acum decât să mă ocup de cremă. După ce am copt foile, mă voi ocupa de cremă. Voi pune într-o crăticioară făina. Peste făină voi pune zahărul. Coaja de lămâie. Voi amesteca cu untel. Și voi începe să pun din lapte, puțin câte puțin. Am pus lapte cât să formez o cremă pentru a împiedica formarea cocoloașelor. Am să omogenizez foarte bine totul cu telul și voi turna acum restul de lapte. Tot așa puțin câte puțin. În așa fel încât să nu se formeze cocoloașe. Am turnat tot laptele, amestec bine. Voi pune și esența de vanilie. O voi amesteca și pe ea și voi pune această crăticioară pe foc. Am pus crema pe foc, la foc mediu, și voi amesteca în continuu cu untel până când crema începe să se îngroașe. Crema s-a îngroșat. Am lăsat-o cam un sfert de oră la foc mediu, spre mic. După cum vedeți și voi, este foarte groasă. Am să opresc focul și am să adaug zeama de lămâie. Am să o amestec și pe ea bine. Dacă se întâmplă ca această cremă să nu se îngroașe bine și să fie destul de lichidă, nu vă speriați, pur și simplu mai dizolvați două linguri de făină în puțină apă rece și turnați peste cremă și o mai lăsați cam 5 minute sau până când ea ajunge la consistența dorită de voi. Voi lăsa acum crema să se răcească, doar cât să ajungă la temperatura camerei pentru a putea încorpora untul în ea. Crema s-a răcit, am lăsat-o ca să ajungă la temperatura camerei. Acum o voi mixa cu un mixer. Punând cât de puțin din unt, voi pune cât o bucățică din unt, voi mixa. Am mixat prima bucățică de unt, am să pun încă o bucățică și voi mixa încă o dată. Iarăși cât o bucățică de unt. Și voi continua să fac același lucru până când voi termina tot untul. Am terminat de încorporat tot untul în cremă și vom trece acum la ultimul pas și anume asamblarea prăjiturii.
Pentru a asambla prăjitura, am pregătit o tavă pe care am tapetat-o cu folie de plastic. În tavă am pus una dintre foi, iar peste foaie voi pune cremă. Și voi întinde bine crema peste tot. Am întins crema, am să o nivelez cu o racletă. Astfel încât crema să fie bine întinsă. Am întins bine crema pe toată suprafața foii. Voi face același lucru și cu a doua foaie. Și revenim pentru a termina de împachetat prăjitura. Am pus și cea de-a doua foaie. Peste ea am pus încă un strat de cremă. Voi pune acum și pe a treia foaie. Și ultima. Aveți grijă pentru că aceste foi sunt foarte casante și se rup foarte, foarte ușor. Așa că le apăsăm cu foarte mare grijă pentru a nu se rupe. Am păstrat și puțină cremă pentru a pune deasupra. Nu avem nevoie de foarte multă cremă. Doar cât să acopere puțin foaia. Și o voi întinde și pe aceasta, tot cu racleta, ca să fie uniformă. Am terminat de întins ultimul strat de cremă. L-am întins uniform, astfel încât să fie foarte bine acoperită foaia. Acum voi pune deasupra cocos, nucă de cocos. Nu este obligatoriu să puneți nucă de cocos, puteți pune și alune măcinate sau nucă măcinată, sau puțină cremă de ciocolată, puțină ciocolată topită. Dar pentru că este albă ca zăpada, o facem pe toată albă și punem deasupra nucă de cocos. Un strat destul de generos. Am presărat peste o nucă de cocos. Voi împacheta acum prăjitura cu folia de plastic. Am să pun o dată peste. Și pe asta la altă am să dau tot peste. Astfel încât să fie foarte bine împachetată. Deasupra am să pun un tocător. Pentru că avem nevoie de o greutate. Iar peste tocător voi pune altă greutate. Eu am aici un borcan de miere. Puteți pune un kilogram de zahăr sau de făină sau de mălai. Ceva care să lase puțină greutate pe prăjitură pentru a se lega foarte bine straturile. Voi da acum prăjitura la frigider pentru cel puțin 6 ore sau mai bine peste noapte, astfel încât foile să se înmoaie și prăjitura să fie foarte bine legată. Am scos prăjitura din frigider. Eu am lăsat-o la frigider peste noapte pentru a se moia foarte bine foile. După cum vedeți și voi, arată foarte bine și foile sunt foarte flexibile. Am să tai acum și o bucată ca să o vedeți și voi. Am să tai prima dată marginile. Pe care le voi da deoparte. Și acum am să vă tai o bucată. Acum vreau să vă arăt și vouă cum arată în interior. Este o prăjitură foarte fragedă, arată foarte bine, straturile sunt foarte frumoase, crema aia se topește în gură și este o prăjitură care merită făcută în casă. Aceasta este rețeta mea de prăjitură albă ca zăpada. Sper din suflet să vă placă și vouă și să încercați și voi acasă și aștept comentariile voastre pe YouTube sau pe Facebook să-mi spuneți dacă v-a plăcut și dacă merită încercată. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi, vă doresc poftă bună și pentru mai multe rețete vă invit să accesați linkurile afișate pe ecran. La revedere!